Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava s-a întrunit pe 23 martie într-o ședință în care a analizat evoluția epidemiei cu noul coronavirus în localitățile din județ. Astfel, începând cu 25 martie, Comuna Coșna intră în scenariul roșu pentru 14 zile. În prezent, în comună, se înregistrează o rată de infectare de 3,42 la mii. De asemenea, scenariul galben a fost prelungit cu încă 14 zile pentru comuna Șcheia. În același scenariu intră, începând cu data de 25 martie, comunele Drăgoiești și Grănicești. Totodată, comuna Moara a revenit în scenariul verde.